Salut! Sunt Amigo și astăzi o să vorbim despre asanare. A asana înseamnă a goli sau a seca un lac sau o baltă. Să vedem dacă și porcii se pot asana. Ce părere aveți despre înăsprirea amenzilor pentru cei care nu asanează porcii înainte de tăiere? Deci... Care nu asa? Asanarea porcilor. Cuvântul asanare ce e, că nu știu, nu l-am, în vocabularul meu încă nu l-am. Eu zic că e corect. E corect, adică să taie, domnule, după normele igienice, cel mai bine. Sanarea porcii înainte de tăiere, pentru omul sărac, costă foarte mult. Păi acum oamenii știți cum, după obiceiul vechi, așa îl pregătesc. Turicii facem piftie. Noi îl tăiam la gât cu cuțitul și atâta era. Noi se făcea pentru obicei foarte obișnuit. Îl înjunghea și cu asta este reagata de când e lumea. Păi ce să zic, datina la noi la român se respectă și s-a respectat întotdeauna. Acum este o metodă modernă, o metodă europeană, probabil e mai bine. E bine! Există la noi în țară, există o tradiție, mai ales la țară, care consider că cam trebuie respectată. Ce părere aveți despre înăsprirea amenzilor pentru cei care nu asanează porcii înainte de tăiere? Păi nu-i bine, nu? E un caz care încă nu-i clarificat, cum să zic eu așa, e... Trebuie să-i controleze, nu? Sau cum? Ce părere aveți despre înăsprirea amenzilor pentru cei care nu asanează porcii înainte de tăiere? Să meargă la pușcărie toți! Adică încă o dată că nu... Să meargă la pușcărie toți! Dar ce înseamnă asanat? Nu pot să vă răspund perfect la anumite treburi, da? Păi eu știu, nu știu ceva. Când, dacă nu-s de la țară, nu știu cum. Asanare înseamnă pregătit să moară. Înainte de tăiere? Adică cum? Nu știu, n-am înțeles. Trebuie să-i dea curent și după să-l facă normal. Cu șoc electric, cu loviri parcă la vite în cap. Cum? N-am înțeles. Cu șoc electric, cu loviri parcă la vite în cap. Dacă tot trebuie să-i mâncăm, că așa e firea, așa e legea, deci să sufere cât mai puțin. Sunteți de acord cu legea care prevede că trebuie amendați cei care nu asanează înainte de tăiere porcii? Păi eu cred că trebuie să ne încadrăm cu totul. E bună. Trebuie făcut așa ceva înainte ca să-l taie. Da, că este foarte bună, să nu sufere animalul. Păi nu-i bună. Normal că nu-i bună. Mă abțin să am o părere. Nu-i bună, amendă. Nu-i bună legea. De ce? Nu-i bună dacă îl taie înainte. Da, așa da. De ce, e corectă? Nu-i corect așa. Păi cum vreau fie legea? Da, odată la televizor, dar nu eram așa atentă și de-aia nu vreau să răspund ceva ce nu trebuie, știți? Unii zic că da, alții zic că nu. Păi eu zic că e o chestie bună. Și amenzile să fie pe măsură. Care ar fi metoda de asanare înainte? Păi sunt tot felul de metode. Acum, cei din domeniul sanitar veterinar se pricep mai bine, dar e vorba în mod special de, cred că, metoda asumatorului. Un aparat special, nu că trebuie un aparat ca să facă asanarea. Cât costă? Că mă gândesc că nu e așa de complicat să-ți faci un pistol, cum să fac care, că nu trebuie să ai, nu știu ce, sunt acolo, mai utilaje, mai... Dar de atât eficiente, care își fac treaba și scutești săracul de o suferință. Pentru cei care nu au bani de la țară, amărât care săracul nu are de unde să câștiga un bani, nu mare, că trebuie să cumpere un aparat special pentru să facă asanarea, nu? Nu mai știu, că dacă n-am mai avut porci, nu știu. Păi, la veterinar și veterinarul știe ce să facă, nu? Prima dată, ăsta după aia faci, deci îl tai și după aia faci testul ăla anti... ăsta. Știu că nu mă ocup cu așa ceva. Dar n-ați mâncat niciodată nu. Carne de porc? Noi nu mâncăm. Ce părere aveți despre înăsprirea amenzilor pentru cei care nu asanează porcii înainte de tăiere? Păi, da, am înțeles despre ce vorba, deci... Nu știu ce înseamnă asta, de aia nu știu să răspundem. Asana ce înseamnă? Păi nu știu nimic de așa, dragă. Asta nu pot să vă răspund. Nu știu ce să zic. Știu, nu știu... Nu țin porc. Trebuie să mă uit acasă în dicționar. Eu sunt iubitor de animale, sincer vă spun. Și îmi pare rău de numai de ei. Deci undeva trebuie să sufere cât mai puțin. Deci trebuie asanați. Da. Cum? Deci trebuie asanați. Da. Asanare înseamnă că asanezi. Deci desecați, desechezi un pârâu sau ceva.